dată prea mulți bani pe bijuterii. Acum nu mai avem bani decât de motocicletă, așa că o să fim patru pe aia. Hai că ne-am urcat în autobuz, aproape că am sărit din mers în el. Ia uite, controlorul are și tonomat pentru carduri. Avem și aer condiționat. E aer condiționat, e foarte bine. Hai, bagă-te în elefant. Hai, hai că vedem după. Hai, urcă-te. I take your pictures. No, man, thank you. Dani, oh, you speak Hindi? No. Deci, bine că suntem departe de rechin. No. Tu îți dai seama? Da, eu mergeam pe jos să rog. Eu nu știu ce au dat la al nostru, dar e al doilea elefant pe care îl depășim. Da, a? A, nu. I-a dat cu bățul. Oh, mi-a dat cu bățul. Am crezut că i-a dat ceva un Red Bull. Nu știu ce i-a dat, bă, Inside the observatory, there are a big instrument working with the help of sunlight and everything. So he transferred his capital after 1727 to Jaipur. Before they used to live here. Beautiful gate we call Ganesh Pole. The name of the gate, Ganesh Pole. Ganesh is the name of God Ganesh. There is a small painting above the entrance. Vegetable natural color and the gemstone powder. As you told me in bus, Jaipur famous for that, of course famous. Mm-hmm. Half a million people working in the cutting and polishing of the gem systems. So. Bravo, mă! Bravo, mă! Așa faci? Deja te-ai dus pe alt canal? It's good. Mă înșel, ha? Îmi înșel canalul? Îmi înșel canalul? The Amul Way prankster. World. Vishnu preserve the world and Shiva destroyer. Destroy the demons, bad peoples. Wife of Shiva, Parvati. She was taking bath inside her palace. Same time her husband Shiva, he entered inside the palace. But Parvati, she didn't like that. During her bath, anybody come inside the palace, no matter her husband or other people. So their friend, they suggested her that you keep a guard at the door and he will command it only by you. It means very special guard, because all the guards follow the order of the Shiva. So Parvati was thinking something, then she removed dirt of the body, and in the dirt of the body, she mixed other things, then she made a statue like us, like he gave life to the statue, what she made, and statue started living like us. She put the name Ganesh, her son, and lots of power, because Parvati also got this. And Shiva, he did not know about the Ganesh. And Ganesh also didn't know about the Shiva. After 1 year, 2 years, God Shiva again wanted to enter there, but Ganesh was the guard there, refused. No, wait, my mother is busy now, I'm not allowed to go inside. Shiva was thinking, everything is mine, who is the man? 1 hour, 2 hours, requesting, but no. Finally, Shiva got angry and he cut the head of the Ganesh and he entered there. When Parvati knew, my boy is not alive now. She was very upset. She told to Shiva, I want Ganesh now, otherwise I destroy whole world. So finally God Shiva ordered to their servant to find the head of Ganesh, but they didn't find anywhere. Finally they brought a small elephant. Shiva cut the head of elephant and the head he put body on Ganesh and gave him life back. And the morala poveștii. Atunci când decapitezi pe cineva, ai și tu grijă unde pui capul ăla, că se rostogolește și pleacă. Că așa se nasc oamenii cu cap de elefant. Shiva cut the head of elephant and the head he put body on Ganesh and gave him life back. And the old god and goddess came that place and all god and goddess gave the blessing to the Ganesh. That's why Ganesh is very important for us. When people they start any kind of new work, they have to pray Ganesh at first, at then first. Other god. Because if Ganesh is happy, then all the god and goddess are happy. So Ganesh, it was good luck. Good luck. And he will remove any obstacles. Yes. Horse was power and... Camel for love. Why is camel for love?
there is a story behind this in Rajasthan. One of the lovers, generally in Rajasthan or India, people get arranged marriage, not like a love marriage. They run away together on the camel. Uh-huh. So the family they didn't like, so they run away. So that's why. So from that point on, the camel means love. Yeah. To run away with someone. Like in Asia, maybe? Pentru un ceas din secolul XVIII, să ai acuratețe 26 de secunde, not bad. Noon, 12 o'clock. This line, 15 minutes, 30, 45, 1 hour. And this is small, five. So it's around 1 and 7 minutes plus 12. So it's 1 and 19. No, it says 1.18. This is the master instrument called Jai Prakash. On the block, marble slab, white. Mm-hmm. If we see other side, shadow between two marble slabs. Și acum încă e ok. Foarte bine. Which color? Yellow or green. Green. So here will be then the stones. Then they set the stones, little mm-hmm. stones. Ce să zic? All right. Okay, Daiko. Am dat prea mulți bani pe bijuterii. Acum nu mai avem bani decât de motocicletă, așa că o să fim 4 pe aia. Dar cine e drăguț acum cu noi cercei? Stai să nu mi-am pus să-mi trebuie. Cu ce să cred? Să ducem măcar până acolo. Hai gavă cu mișto de noi. Adică în China am mai stat 3 pe motocicletă, dar 4 și un ghiozda. Și un ghiozda nu era problema. Nu știu ce e mei. So this market no problem anyway. No one disturb you. Here okay. But this is very... In the morning... Ce de Benz? Șapte Benz? Benz. Ce Benz? Gata, ne-am blocat. Am pornit. Am pornit. Mamă. E, pe aici dacă treci ești erou. E mult prea somn. Am trezit să mergem la un templu, la o rugăciune. Nu fac asta în România, dar pe aici. Hai să vedem, sper să merite. Merge securitatea asta maxim. Ce templu ne lăsăm papuci acasă. Să-mi dea asta, mâna.
dimineața sau când faci rugăciunea, când te uiți în ochii zeului, o să te vezi pe tine. Se spune că apa din Ganj ar fi sfântă, dar și e drept nu de acolo din Varanasi unde se aruncă morții, ci mai sus de la izvor din munți. Vede lumea pe frunte și pe, știu cum să-i zic, gaura gâtului acolo. Aia am prins-o pe George mai în spate. Își puneau puncte pe frunte și pe ceafă și pe aici, la gaura gâtului. Da, cum îi zici la chestia asta de aici? Ce? Păi sunt mai multe puncte de ceacră. Cum îi zice la punctul ăsta? Gaura gâtului, am zis eu, aia. Era foarte faină energia și cum cântau. La un moment dat era șeful de galerie în spate cu tobe și cu clopoțele. La un moment dat dădea energia mai mare, că bă, gata, hai, că e prea multă lăleială și începea pe ritm rapid. Sunt două rugăciuni, una la asta de acum, de la 8 și un sfert, și încă una la ora 10. Nu știu dacă aia de la 10 e diferită. Să zice ceva mai liber, dimineața înseamnă 8 și jumătate, de obicei nu sunt așa matinali, sunt pe stilul meu. Gunoaie sunt, adică nu o să vă mint. Dimineața văd că le mai mătură, le mai strâng în câteva grămăjoare, dar n-am văzut să le strângă, presupun că le strânge cineva, vine mașina de gunoi. Am făcut rapid stânga dintr-o dată și am mai găsit un templu. Hai să ne descălțăm. Inițial la hinduși nu era segregarea asta între femei și bărbați, dar au introdus un musulman și apoi au intrat în cultura lor. Ideea e că femeile ar fi stat sus și cumva să nu fie văzute. Teoretic le vedeau prin glajul ăla, dar nu puteau să fie văzute. Aici ți se pare că stăm la vreun lux. Că luăm ușor, ușor pe jos, până sus. Avem o leacă de urcat, dar e cald. Astăzi se anunță cât? 33 de grade? Măcare 9 dimineața. Și am început deja mai pe răcoare urcarea. George a venit cu ideea să urcăm ca să vedem priveliște, cică. Dar de-aia mi-am cumpărat dronă, știi? Ori drona fac poze și de ajuns. Dar nu, trebuie să urcăm. Și ce urcă pe munte? Le zic eu cine munte. Cei care n-au bani de dronă și cei care ascultă de iubită. Da, ăia. Nu mă înțelegeți greșit, adică e ok să urci pe munte, e sănătoasă. Dar nu la 30 de grade. Adică pe George o înțeleg, ea e genul de persoană care când merge la plajă, ea nu cunoaște noțiunea de umbrele de soare. Ce e aia? Dar când o să ajungă în iad, pentru că își pune iubitul să meargă în asemenea condiții, o să ajungă în iad și o să spună: da, ce frigul ăsta pe aici? A înghețat iadul? 100 pentru overseas tourist, dar pentru overland am sunet de păsări. De fapt, uite ce face așa. Dacă vrei mai mult să... Da, zi așa. Suntem în Fort Palatul Nahargarh, care în hindus înseamnă tigru. Iar Maharaja era un fel de rege al lor. Avea 9 concubine și fiecare concubină stătea în câte un apartament de genul ăsta. 1, 2, mai are în partea aia. Iar ca să nu le facă celoase, doar Maharajau cobora printr-un secret tunel de la el în dormitorul nevestelor. Dar doar el se ducea la ele, nu ele la el. Așa că în felul ăsta le ținea pe neveste negeloase. Iar aici era regina principală, prima regina, care îi dădea și moștenitorul și următorul rege. Come, secret tunnel,
Ne ducem la, la rece. Unde mă duci mai aici? Să-mi arăți mai multă? Hai să duci la rece. Uite. Frumos. Priveliștea. Lasă puțin de dorit care copacul ăsta în față, da. Ce să fac? De-aia nu mă la niciun loc ăsta, că mă deranjează copacul. Iar aici, multe locuri e interzis să tai copaci, efectiv. De-aia cumva și în New Delhi și în Jaipur sunt foarte mulți copaci. Adică o lege foarte strictă asupra tăierii copacilor. Poate ar trebui să învățăm și noi ceva de la ei. Recunosc că a avut dreptate, a meritat să urcăm până aici sus. Bacheranța sus pe sperietură că când am coborât drona, au început gardienii să ne înconjoare și drone is not allowed. Și zic, bă, da, când v-am întrebat la intrare, mi-a zis că da. Se pare că ei nu prea înțeleg cuvântul drone, dar dacă arăs cu degetul, înțeleg. Să nu mai luăm tuk-tuk-ul. Între Ford și următorul templu la care ne ducem. Așa că am dat-o pe niște stăduțe, pe la marginea orașului. Partea bună e că nu e nimeni pe aici, e mai liniște. Partea rea e că nu o să avem martori că murim. Ce faci, măncuțu? Acela ar putea fi un templu hindus. Ar putea fi. Dar vă mai credeți în coincidențe? De ce merge așa în rânduri? Nu-ți fac puțin. Poți să-și aici? Azi am luat iar și talii. E cu de toate. Rajasthan talii. Uite cum ar putea să fie Jaipurul. Traficul din Jaipur într-un alt univers. Adevărul că acum trebuie să vină o culană ceva oficială, că sunt o grămadă de polițiști. Am făcut un palat în mijlocul lacului. Dar pe lângă palat e regatul gunoiului. Odată metrourile ni se scanează bagajele. Astea sunt biletele lor. Vizitor la cât de haos și murdărie e sus. În metrou e curat și iar ținurile lor merg foarte bine. Ce au aer condiționat și arată foarte curat pe dinăuntru. Ce mișto cât arată tot timpul unde ești. Acum să stăm și în Indian. La metrou îți încarci asta în funcție de cât călătorești și dacă n-ai plătit suficient, nu poți să ieși. Deci am templul maimuțelor și evident că sunt maimuțe. Faza e că lumea zice să le hrănesc, le dai banane și alune pentru bună karma. Noi nu prea ne plac maimuțele, că dacă vin pe noi, nu știm ce să facem. Sunt ce agresive. În,
în Indonezia ne-au furat pe șarpe, voia să-ți fure ochelarii. Hai că ajungem spre templu, am găsit și porci. Porceluși. Am fost acolo de dimineață. Bună vacă! Nu cu tine, mă, chiar e vacă. Sunt aici, te protejezi. Da. Sau măcar prin totul pe cameră, ca să am dovadă că ți-au făcut ceva. Ce facem, puiul? Trece pe acolo? Am plătit intrare, nu? Acum trebuie să trecem. Taie mie calea. Hai, a, tu ai flori, mă, pe pantaloni. Tu ai flori pe pantaloni, mă, ai frunze. Gata, am supraviețuit. Facem aici baie? Acum la întoarcere mi-a zis să deschid eu calea, căci că l-a dus, a deschis-o ea, că dacă sunt, că dacă sunt porc câteodată, pot să fiu și cât un orangutan. Deschide calea asta, să te rog. Norocul meu e că nu mai sunt maimuță, au plecat la somn. Nu se pune. Primesc punctele, da? Sunt un adevărat bărbat și deschid calea prietenei mele. M-am enervat că fiecare tuk-tuk de la templul maimuțelor ne cereau cel puțin triplu. Așa că ne-am enervat și o să mergem pe jos acasă. 40 de minute, aia. Și 10, nu? Mergem pe jos și mai luăm tuk-tuk, uite, asta e motivul. Acum aici recuperăm banii, de banii de tuk-tuk, vă dați seama. E bună guava? Ce gust are? Aici suntem la Hawa Mahal sau Palatul Vântului. What's here? This is the onion pakoda, the curry is that? What's here? Pakoda, onion pakoda. Ia uite mă, ne taie samosa. The green chili and the sweet sour. Bun? Azi, că am dat ziua, o să mergem pe jos. Asta pentru că ni s-au făcut picioarele urâte. Am ajuns la Muzeul Albert Hall. Aș vrea să vă vorbim cu statistici. Ceea ce pot spune este că este unul dintre muzeele cu cei mai mulți porumbei. Where are you guys going? We are going to a park. We are also going there, Walter Park. We wanted to walk. Why not with us? Deci după ce ne-au luat un tuk-tuk, ca să mai vorbim cu ei, ne-au lăsat la parc unde voiam să mergem. Noi voiam să mergem pe jos, dar free ride. Și când coborâm, ne spune, sir, are you sure you want to go here? Because this is a gay park. Adică când a fost cu ghidul, când a văzut unde stăm,
Sir, știi, acolo se duc, cum a zis? Te mai duci cu un prieten, o prietenă, 2-3 ore și te întorci. Și mergea, da, ok, doar, cu un prieten, e ok. Tu știu, cu o prietenă, 2-3 zile, știi, sunt mai rezistent. E mă, hotel de curve. Mă rog, nu arată cel mai bine, dar totuși am dat $23 pentru 3 zile. Nu am văzut niciun cuplu gay. Poate o fi leopardul gay. I-a văzut singurul parc în care am intrat, dar trebuie să semnăm ceva. Dar cred că era din cauza leopardului, nu? Însemna că e, dacă ne mănâncă... Da. N-am ales. Dacă o mănâncă pe mine, că din Georgiana ce să mănânce? Ronțele. Suge oasele. Suntem la Patrica Gate. Ce frumoasă priveliște.